Două bilete la pariuri pentru luni și marți, adică 20 februarie și 21 februarie. Este vorba despre, despre strategia 42 de pași, după cum bine vedeți, la sistem și la întreg. Acest bilet, această strategie începe marți. Bineînțeles că avem și azi, 18 februarie, biletul pregătit în clipurile precedente și trecem și la biletul cotă 1000. Dacă nu se văd bine codurile acestea, acesta este codul de la Sistem 9 din 10 și acesta este codul de la biletul întreg strategia 2 goluri în prima repriză. Deci, astea două bilete cu acele două coduri, da? Se vede destul de bine. Mai multe detalii găsiți voi prin, prin playlist la strategii. Și trecem la strategia cotă 1000. Cu 5 lei miză încerc să dau lovitura, bineînțeles. Pariuri inteligente, pariuri cu cap, alese cu șanse reale încă din fașă. Ce înseamnă asta? Alegem pronosticul din, din o perspectivă în care pleci direct cu o șansă mare de câștig, indiferent de numele echipei, indiferent de duel. După cum vedeți, peste 2.5, gol marca voluntari, Napoli cine merge mai departe? Nu Solis, da? Psf 2 la Manchester City care, în mod normal de acum încolo dărâmă tot, pentru că tactica lui Guardiola este să fie în formă de acum încolo, nu mai face greșeala pe care a făcut-o în anii precedenți și când urma Champions League pierdeam mereu pentru că erau epuizați jucătorii. Sport în Lisabona nu cred că se poate încurca de două ori cu danezii de la Midland. Partizan acasă va fi nebunie, stadionul Fulcherip Tiraspol va fi copleșită, câștigă oricare repriză. Cluj, Lazio, Lazio câștigă oricare repriză pentru că, așa cum bine știți, Clujul se va băga cu bucur în poartă, dar la un moment dat va fi nevoită să iasă la joc dacă vrea calificare. Moment în care Lazio cu siguranță cred că va înscrie și bineînțeles va câștiga și o repriză. Roma, dalsburg PSP 1, Roma, Valoric este peste ea. Barcelona înscrie cotă 1.33, Minaur, Baia Mare, Concordia, PSF 2, deși aici a, aș fi mers direct pe 2 în mod normal, dar v-am zis să aleg pariuri care îmi aduc șanse mari de câștit încă din fașă. Concordia nu are voie să nu piardă niciun meci din următoarele 3 pentru a spera la promovare. Ranger Celtic, egalitate minimă repriză, două echipe foarte, foarte puternice, cred că se vor tatona în Cupa Ligii, cel puțin o repriză va fi egală. Bayern Union Berlin, Union Berlin este una din cele mai agresive echipe din, dacă nu chiar prima sau a doua, nu mai țin minte, din Bundesliga. Peste 1,5 cartonașe, zic eu că sunt bani pe jos aici, Almeria Barcelona, total cornere peste 1,5. Atalanta dă golul Milan, nu poate Tătărușanu să apere poarta atâta timp fără să primească gol. Legia întâlnește o echipă de Liga 3 în cupă, bate la minim două gol diferențe. Torino face egal oricare din reprize cu Juve în derby local și bineînțeles că Mioven nu poate uh, avea norocul ăsta la nesfârșit. Cred eu că voluntari își uh, vor reveni fix cu ei. Așa arată biletul, am pus 6 lei pentru că aveam în aparat încă un leu acolo, la terminal. Seria biletului o aveți aici în față, 882A, liniuță MFM, F, M, I, -V -Q. Eu am fost Nicolae Vasile, pariaz responsabil, pariaz cu cap și nu uitați, dați și voi un like, un share și abonați-vă la canal, doar așa veți primi notificări.